Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Isus. Iubiți credincioși, ubiți frați, iubite surori, dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu, îi mulțumim Lui Dumnezeu și mulțumim și fraților voastre că suntem aici în casa Domnului la auzirea Cuvântului Lui Dumnezeu, suntem aici în jurul dragostei Lui Dumnezeu care ne cheamă de fiecare dată ca împreună să primim din focul Dumnezeirii acea inimă scumpă a Lui Dumnezeu Tatăl, care vrea să se apropie de fiecare dintre noi. Iată-ne la cea din tâi duminică din postul mare, duminica ortodoxiei, duminica dreptei credințe. Și pentru că noi trebuie să avem o dreaptă credință, trebuie mai întâi de toate să cunoaștem pe Acela care ne-a dus adevărata credință. Dacă ați fost atenți în cursul liturgiei care se face în duminicile din postul mare, în deosebit liturgia Sfântului Vasile cel Mare, sunt niște rugăciuni cu totul și cu totul deosebite. Dacă ne lăsăm pătrunși de Duhul lui Dumnezeu care este în acele cuvinte, acolo Sfântul Vasile, inspirat de Duhul Sfânt, a spus că tu ești Dumnezeu care ne-ai scos din rătăcirea idolilor și ne-ai adus la cunoașterea adevăratului Dumnezeu cât de important este să-l cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu. Mântuitorul, înainte de a merge la Sfânta Sapatimă, a făcut un fel de raport înaintea lui Dumnezeu Tatăl, capitolul 17 de la Ioan, și spune, și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Domnul Isus Hristos pe care tu l-ai trimis. Deci, taina noastră a mântuirii noastre stă în întâlnirea cu Domnul Isus și prin cunoașterea Domnului Isus. Oricine nu s-a întâlnit cu Domnul Isus în lumea aceasta, încă n-a ajuns să spună că a aflat credința cea adevărată, pentru că cine a mai venit din ceruri? În afară de Domnul Isus, acum 2000 de ani, nimeni n-a mai venit de acolo să ne aducă mântuirea, iertarea, izbăvirea. Și iată, de 2000 de ani, spune în Isaia, zice, prin capitolul 50 și ceva, zice, acolo s-a croit o cale sfântă. Mântuitorul în Ioan 10 zice, eu sunt ușa. Deci ne-a lăsat o ușă, ca prin ușa aceea, iată, vine neîncetat la noi dragostea și adevărul lui Dumnezeu. Și acum, Evanghelia cea din tâi cu care începe postul mare, este Evanghelia cunoașterii Domnului Isus. Putem cunoaște multe, putem cunoaște el bisericești, Putem cunoaște chiar multe versete biblice, dar dacă nu-l cunoaștem pe Domnul Isus, toate sunt zadarnice. Și evanghelia de astăzi ne arată cum să-l cunoaștem pe Domnul Isus și ne întreabă și pe noi, suflete dragă, tu l-ai cunoscut pe Domnul Isus? Tu l-ai mântuitor pe Domnul Isus? Te-ai întâlnit tu cu Mântuitorul tău, cum s-a întâlnit și Andrei, și Filip, și Natanael, și Petru, și Zacheu, și femeia păcătoasă? Sau pentru tine este decât o ipostază a istoriei de acum 2000 de ani? Frații mei, Evanghelia așa începe de astăzi. A vorbit despre ortodoxie fără a vorbi despre Mântuitorul nu are nicio valoare. Dreapta credință se întemeiază pe adevărul lui Dumnezeu, și adevărul lui Dumnezeu ne-a fost descoperit din ceruri de Domnul Isus. Cine are pe Domnul Isus are adevărul. Când a ajuns omul să-L cunoască cu adevărat pe Mântuitorul, pe Domnul Isus, nimeni nu mai poate rătăci. Nici cel mai mare sectar, nici cel mai mare rătăcit, în momentul în care omul s-a îndrăgostit de Domnul Isus și l-a primit în viața lui și s-a predat cu legământ și și-a legat viața de el, nimeni nu te mai poate clinti de pe calea aceea. Că spune Mântuitorul cu pilda aceea frumoasă cu casa zidită pe stâncă și spune omul înțelept, unde zidește casa? Pe nisip sau pe stâncă? Nisipurile mișcătoare nu pot ține clădiri. Nisipurile nu pot ține temelii. Pentru că odată ce vine furtuna, ele sunt luate și duse în largul mării sau a râului unde sunt zidite. Dar cine zidește credința, pe stâncă și stânca nu e nimeni altul decât Domnul Isus și Golgota, spune Mântuitorul, orice vânturi ar bătea, nimeni nu va putea să-L dărâme. De aceea, mai întâi și mai întâi de toate să-L cunoaștem pe Domnul. Spune, înainte de a intra în textul evanghelic de astăzi, vă citesc un alt text de la prorocul Vechiului Testament, Osea, care zice prin capitolul 6, sper să și găsesc versetul acela, Osea 6, da, veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El leagă rănile. Iauziți? auziți, cu o mână Dumnezeu taie, dar vine imediat cu pansamentul cu cealaltă. Noi știm să facem răni, dar de legat nu prea mai știm să legăm. Dumnezeu cu o mână rănește, dar rănește cu un scop bun, ca chirurgul care atunci când taie, știe cât să taie și unde să taie și ce să taie ca să extirpe de acolo cancerul. Așa face Dumnezeu. Nu taie că e drag să taie, ci pentru că e nevoie, dar vine cu vindecarea. Și apoi spune, El ne va da viață iarăși în două zile și a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. O spunea prorocul Osea cu aproape 400 de ani înainte de învierea Domnului Hristos. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul căci El se ivește ca zorii dimineții și va veni la noi iarăși ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Ce minunată e ploaia când vine după o lungă așteptare a unei secete! Ce minunat este când un om însetat, un om care pârjoli de toate păcatele lumii, se întâlnește cu Mântuitorul lui. Ce bucurie pentru pământ când vine apa! Ce bucurie pentru un suflet când în inima lui, când în ființa lui pătrunde dulcele și preascumpul lui Mântuitor. Spune prin prorocul Ieremia, Domnul grăiește și zice, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta, cum? Cu toată inima, spune prorocul. Pe Dumnezeu, dacă îl căutăm cu toată inima, e cu neputință să nu se lasă descoperit. Dar dacă nu îl căutăm cu toată inima, Dumnezeu nu este un Dumnezeu care își împarte iubirea cu altcineva spune așa, să iubești pe Dumnezeu cu gelozie sfântă. Cum adică? Păi pe Dumnezeu, dacă vrem să-L iubim, trebuie să dăm la o parte toate celelalte iubiri din inima noastră. Cum ne învață prima poruncă din lege? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cum? Din tot cugetul? Din toată inima? Cu toată virtutea ta? Adică cu toată ființa ta să-L iubești pe Dumnezeu mai presus de orice? Și mai presus decât copilul? E posibil așa ceva? Mai presus decât el. Avraam e părintele credinței. Și Avraam la bătrânețe avea 100 de ani, Sara, Dumnezeu l-a binecuvântat și a avut un copil. Copil care a fost intervenția lui Dumnezeu în istorie, Isaac. Nu avea copii, la a binecuvântat Dumnezeu, i-a dat prunc, i-a dat copil, a crescut mare, era bucuria părintelui său. Și într-o bună zi Dumnezeu îi spune, Avraame, mă iubești tu pe mine? Cum avea să-l întrebe mai târziu în Evanghelie pe Sfântul Petru, Petre, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, te iubesc. Și spune, dacă mă iubești, fă un gest care nu l-a mai făcut nimeni. Ia pe unicul tău fiu, Isaac, du-te pe muntele Moria și adul ca jerfă. Ce a zis Avram? Doamne, cum încerci tu mie așa ceva? N-a cârtit Avram. Noi când auzim așa ceva, ni se pare ceva care nu face parte din arealul gândirii noastre. Cum să-i ceri un om să-și omoare copilul? Și Dumnezeu a cerut. Și Avram a crezut pe Dumnezeu și a spus, Dumnezeu meu în care cred eu, nu-mi cere un lucru rău. Chiar dacă nu pot eu să înțeleg de ce îmi cere așa ceva Dumnezeu, că uneori mintea noastră e foarte limitată. Și când ajungem la nivelul rațiunii să începem să înțelegem noi, ori ne rătăcim, ori cădem în păcat, ori judecăm și nu mai luăm lucrul lui Dumnezeu. Și Avram și-a luat copilul, a luat măgarul de dârlogi, a luat lemnele, le-a pus pe măgăruși, a luat făclia și s-a dus pe muntele Moria cu băiatul după el. Și băiatul, unde mergem, tată? s ducem duce în Domnului o jerfă. Și când a ajuns pe Moria, întreabă Isaac, tată, lemne sunt, foc este, dar jerfa unde e? Și ce răspunde Avram? Se va îngriji Dumnezeu. L-a legat cu mâinile la spate, a făcut altarul, a pus lemnele și căuta să-l junghie. Și când a ridicat cuțitul, a zis, ajunge Avra, mi am văzut. Uite acolo, în tufișul, la niște, în tufișul acela, un berbec încurcat cu coarnele acolo, ial și adul ca jerfă. Dumnezeu uneori vrea să vadă că de aceea a vorbit azi de apostolul de la, spune, s-a citit așa, Moise când a crescut mare, n-a vrut să mai fie fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere din dragoste pentru Hristos, pentru poporul său. N-a mai ținut nimic la funcția lui, la cine era el, era viitorul Faraon, viitorul stăpân al lumii, dar de dragostea lui Hristos de a lăsat pe toate. Avraam, de dragostea lui Dumnezeu, a dat la o parte și copilul. Și acum, cum să-L cunoaștem noi pe Domnul? Înainte de a-L cunoaște noi pe Domnul, ne cunoaște Domnul pe noi, să știți. Sunteți încredințați de lucrul ăsta? Credeți că ne cunoaște Dumnezeu? Frații mei, mie nu mi-ajungea cu următorul cuvânt care am să-L spun pe limbă, dar Dumnezeu știe. Dumnezeu te cunoaște și mă cunoaște, cum spune Psalmul 139, de când eram un plod în pântecele mamei mele, fără chip și fără ochi, tu îmi cunoșteai toate zilele mele de pribeac pe pământul ăsta. Înainte de a-L cunoaște noi pe Domnul, ne cunoaște Domnul pe fiecare dintre noi, dar Dumnezeu a pus în noi ceva care se numește conștiință. Și conștiință înseamnă a ști împreună. Și vrea Dumnezeu că așa cum ne cunoaște El pe noi, așa să-L cunoaștem și noi pe El. Cum cunoaștem noi iubirea lui nemărginită, care dimineața, după ce călătorești prin vis, te duci, umbli și te trezești dimineața din pat, așa vrea Dumnezeu să-l cunoa să cunoaștem și noi pe El. Să-i cunoaștem iubirea lui, să-i cunoaștem dragostea lui, să-l cunoaștem pe Fiul lui. Că cine are pe Fiul are viață veșnică. Cine are pe Fiul este adevărat Ortodox. Cine are pe Fiul, mărturisește cu adevărat credința cea adevărată. Cine nu are pe Fiul, nu are nici viață, nici credință, nu e nimic în afară de Domnul Isus. Toate sunt în El. Toată bogăția cunoștinței, toată frumusețea e într-un singur punct. Domnul Isus. În afară de El nu e nimic, să știți. Toată biserica, uitați-vă de la ușă de când intrați, dacă mă uit acolo e Domnul Isus. uitați-vă sus acolo. Sus în turlă de tot, știți cine se uită la noi? tot Domnul Iisus. Uitați-vă sus pe cruce, pe catapeteazmă. Cine stă cu capul plecat spre noi? Tot Mântuitorul. Uitați-vă pe Sfânta Masă. Cine stă cu trupul zdrobit și cu sângele șurăind? Tot Domnul Isus. Tot este El, biserica e a Lui. Noi suntem mai Lui și trebuie să-L cunoaștem. Și cea mai mare nenorocire este ca să te numești că ești al cuiva și tu să nu-L cunoști pe acela căruia parții să te numești creștin și tu să nu-L cunoști pe Domnul tău. Prorocul Isaia, în capitolul 1, zice așa, Boul cunoaște Ieslea și Asinul Stăpânul, dar Israel nu mă cunoaște pe mine. Poporul acesta se apropie de mine cu buzele, dar cu inima e departe de mine. De aceea să-L cunoaștem pe Domnul Isus. Cum să-L cunoaștem noi pe Domnul? Se apropie de Domnul în Evanghelia de astăzi, zice, a doua zi, Domnul Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vină după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui, Filip, a lui Petru. Filip acesta, care avea să devină ucenic al Domnului, era consătean cu Sfântul Petru și cu Sfântul Andrei. Sfântul Andrei fusese ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul și Sfântul Andrei l-a cunoscut pe Domnul Iisus pe când era încă ucenic la, la Sfântul Ioan Botezătorul, când odată stătea și boteza Sfântul Ioan și a trecut Domnul Isus pe acolo. Nu întâmplător. Și spune aici în capitolul 1, versetul 29, a doua zi Ioan a văzut pe Domnul Isus veni la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. Și atunci inima lui Andrei a fost drobită. Când a auzit el cine este mielul lui Dumnezeu, Andrei N-am mai putut. Părinte Ioane, ne-ai spus mereu că va veni un altul după tine. Ne-ai spus că tu ești decât vestitorul lui. El este, el este. Și Andrei din clipa aceea a plecat după Domnul. A primit chemare, dar din clipa în care l-a aflat pe Domnul, și să știți că asta este lucrarea care o face Duhul Sfânt într-o inimă. Când o inimă l-a primit pe Domnul Isus, ăla nu mai poate tăcea. Sfântul Andrei, după ce l-a primit pe Domnul Isus, a dus, știți la cine s-a dus întâi? Frate dragă Petru, vino să-l vezi pe acela de care spune Moise și prorocii. Am aflat pe Domnul, pe Mesia și l-a dus la Domnul Isus pe fratele său. Și n-a mai, mai, făcut decât atât. S-a dus acolo și acolo era Filip și a spus, Filip dragă. Dacă ai ști tu pe cine am aflat eu, dacă ai ști tu cine e la noi în țară, e Dumnezeu umblă pe ulițile noastre. Unde, frate? Vino și tu să-l vezi. Și pentru că Domnul Iisus știa că Filip este un om curat și cinstit, ce vină după mine. Și acum, zice, a doua zi Domnul Isus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip. Dar de ce l-a găsit? Pentru că cineva îi spusese, care misiunea mea și a ta? Te duci acum acasă? Te întâlni cu Domnul Isus aici, în biserică? Du-te, spune și celor de pe strada ta. Ca așa a făcut Sfântul, Sfântul Apostol Andrei. N-a tăcut, nu s-a dus acasă și a închis casa și atâta tot. Nu, ca femeia Samarineană. Știți ce a făcut femeia asta? Era o femeie păcătoasă. Dar când l-a aflat pe Domnul la fântâna lui Iacob, s-a dus în cetate, în Samaria, și pe care îi întâlnea despre Domnul Isus le spunea. Ce mare bucurie, ce inimă, cum spune psalmistul David în psalmul 23, zice, paharul meu este plin de dă peste el. Ca un pahar care se revarsă, ca un vas care se revarsă de bucurie. Așa este inima omului care l-a aflat pe Domnul. Și acum zice Filip, a găsit pe Natanael. O, oh, cum se întâmplă mai departe? Andrei îl cheamă pe Petru. Îl cheamă pe Filip. Filip îl cheamă pe Natanael. Cum zicem noi în noaptea de Paște, veniți de luați lumină, lumină din lumină. Cum se aprinde lumina de la lumină? Dacă tu ești o lumină, va fi cu neputință să nu aduci lumină în jurul celor de negătine, chiar dacă nu spui niciun cuvânt. Dacă l-ai primit pe Domnul Isus care e lumina lumii, Oamenii vor vedea în tine lumină. Din ce? Din vorbele tale, din atitudinea ta, din comportamentul tău, din felul în care te îmbraci, din felul în care vorbești, din tot ceea ce ești tu, vei răspândi lumină. Dacă l-ai pe Domnul Isus. Și atunci oamenii își vor pune întrebarea, cine e omul acesta? Sau dacă nu l-am cunoscut pe Domnul și ne-am întâlnit cu El, trebuie să se vadă schimbarea în viața noastră. Altfel, toate sunt lipsite de niciun sens. Toate vorbele mele. Tot ce spun eu, dacă eu nu l-am primit pe Domnul Hristos și nu se vede în viața mea, putem să le aruncăm la coș. Că n-au nicio valoare. Și acum Natanael zice, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Dar ce s cam încurcat Filip? Că Mântuitorul nu era decât fiul lui Iosif. Și atunci, zice, Natanael a zis, pentru că a auzit așa ceva, păi, dacă e fiul lui Iosif, mă chem la un om, ce să-mi facă mie un, un om? Natanael i-a zis, poate și ceva bun din Nazaret? Ne mai ce să zică Sfântul Filip, l-a ea, zice, păi, ce să iasă de acolo? Ca și cum zice, ai cu mine la balta Doamnei, că acolo, ce poate să iasă bun de acolo? Ceva de genul ăsta a spus. Și acum ne ce să mai zic ce vină și vezi. Cea mai che frumoasă chemare pentru un om, vină frate și tu să guști. Vină la biserică, vină la adunare, vină la Domnul Isus, vină la cuvântul Evangheliei, Vino tu să guși din Domnul. Degeaba spun eu. Vedeți, spune că atunci când s-au dus uh, misionarii în Africa, unii s-au dus și misionarii, unii s-au dus pe acolo ca să-i vâneze pe bieții africani, să-i ducă sclavi în America. Cu, cre cu ce credeți că i-a păcălit pe oameni? Să numeau că eram noi copii gogele, bucățelele acele zahăr cubic. Ei nu știau ceea ce e acela zahăr, nu gustase în viața lor dulce. Și le-a dat zahăr. Și așa de bun era zahărul și acum îți spunea, vină să vedeți pe niște oameni, veniți să vedeți niște oameni care ne-a dat ceva. Ceva, da, ceva, dar nu știu cum e, trebuie să guși ca să-ți dai seama. Vedeți, noi ca să îl cunoaștem pe Domnul Isus, nu trebuie să auzim despre El, trebuie să vii tu personal. Trebuie să vii tu, nu eu. Trebuie să guși tu, nu eu din El. Trebuie să-L primești tu pe Domnul Isus, Mântuitor al tău, personal, chiar în clipa aceasta. Nu să-ți predice cineva despre el, nu să spună povești cineva despre el, ci tu să vii ca să vezi. Și Domnul Iisus zice, a văzut pe Natanael venit la el și acum Natanael s-a dus. Hai să mă duc. Cât de convingătoare a fost predica lui Filip, s-a văzut. Pentru că în Filip era dragostea de Dumnezeu. În Filip ardea inima ca și Natanael să-l cunoască pe Domnul. Nu-l chema ca să-l ducă din curiozitate sau să vadă cine știe ce minuni, ci nu, să se întâlnească și el cu Domnului. lui. Și zice, Domnul Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat un israelit în care nu e vicleșug. Ce mult dorește Domnul așa să venim la el, fără vicleșug? Zice, în psalmul 32, psalmistul David, e așa de frumos psalmul acela, ferice de omul cu care are păcatul acoperit, și ferice de cel cu fără de lege iertată și cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu este viclenie. Și cât de important e ca omul să vină la Domnul fără viclenie, fără un gând ascuns. Ce înseamnă viclenie? Mă duc am o boală, tot viclenie e. Mă duc am un necaz, tot viclenie e. Mă duc să sau ușor ce se zice pe acolo, ca să am și-o toată săptămâna ce se rumec, tot viclenie e. Dacă în vica păcătos, cum a venit Zacheu, care atunci când l-a privit Domnul Isus în, în ochii lui s-a uitat Domnul Isus. atunci s-a topit toată viclenia din inima lui Zacheu, s-a coborât și l-a primit pe Domnul. Natanael nu s-a dus cu niciun gând ascuns. La Domnul Isus nu trebuie să venim cu gânduri ascunse. De ce? Că v-am spus mai devreme că ne cunoaște Dumnezeu. Dumnezeu știe cu ce fel de intenții venim către El. Și dacă venim fără vicleșug, zice de noi, iată un israelit, iată un creștin în care nu e vicleșug. Doamne, ăsta sunt. Mă cunoști, Doamne, de la firul de păr până la unghia de la degetul mic. Toate sunt cunoscute, Doamne. Primește-mă așa cum sunt, cu multele îngreșale și spală-mă, Iisuse, scump, prin jertfa crucitale. De unde mă cunoște a zis Natanael? I-a zis pe nume. De unde mă cunoști? Și spune așa. I-a zis Natanael. Drept răspund Domnul Iisus, i-a zis, te-am văzut mai înainte să te cheme Filip. Nici nu te chemase Filip la mine și eu te vedeam. Pe când erai sus mochin. Zice, în două cărți am citit așa, că ar fi două lucruri. Zice că atunci când erau urmăriți pruncii din Betlehem ca să fie omorâți, mama lui Natanael l-ar fi ascuns sub niște zmochin pe Natanael și așa a scăpat de furia lui Irod și de moarte. Dar, spune părintele Iosif Trifa, mai adânc, spune evreii, când aveau momentele lor de cugetare și când se rugau, fiecare avea câte un zmochin în grădină, sau doi, sau trei, sau cinci, un fel de livadă. Și acolo luau Biblia, și acolo se duceau și se rugau, și acolo erau decât ei cu Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, Natanaele, când tu te gândeai la mine, când tu citeai din Tora, adică din Vechiul Testament, când tu cugetai la cuvântul meu, eu te vedeam acolo. Când stăteai sus mochin, eu știam ce gândești, eu știam la ce te rogi, eu sunt acela care ți în toate gândurile. Și Natanael a zis, Rabi, ce cuvânt minunat, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. L-a recunoscut pe Domnul Iisus ca împărat, ca domn al lui personal. Așa trebuie să-L primim pe Domnul Iisus cum l-a primit Sfântul Toma când a căzut la picioare și a zis Domnul meu și Dumnezeul meu, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel și Stăpânul vieții mele. Dacă vrem să-L cunoaștem pe Domnul Isus, așa să ne apropiem de El. E atât de aproape de noi Domnul Isus. El la o întindere de mână, nu e departe. Cum spune cuvântul din Roman, foarte frumos ca să, să înțelegem și mai apăsat ce ne spune Dumnezeu. Spune în capitolul 10, dacă nu mă înșel, căci cuvântul, zice, este aproape de tine, e aproape de tine, în gura ta, în inima ta, și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care noi îl propovăduim. Chiar aici este. Ia uziți, cuvântul este aproape de tine, în gura ta, în inima ta. Până acolo trebuie să ajungă. Nu numai la gură, până în inimă Domnului Iisus. E aproape de noi Domnul Iisus. Domnul Isus a dus la Tatăl, dar a făcut ceva pentru noi. Știți ce ne-a promis? Nu vă voi lăsa orfani. La vârsta de patru ani eu am rămas fără tată. Știu ce înseamnă să fiu orfan. E greu. Domnul Iisus a spus, n-am să vă las așa orfani, ci am să vă trimit un mângâietor pe Duhul Sfânt și El vă va călăuzi, El vă va învăța, El vă va da putere. Și prin Duhul Sfânt Domnul Isus este cu noi. Ce spunem noi la Sfânta Liturghie? Hristos unde e? E în mijlocul nostru aici. Hai să dăm la o parte coaja de pe ochi, să destupăm urechile, să desfacem inima și să-L simțim pe Domnul Iisus cum stă lângă noi. Că El nu vrea să plece de aici singur și nu vrea să rămână singur aici. Nu vrea să-L închidem în biserică. Nu vrea să stea în Sfântul Chivot închis. Vrea să meargă cu noi. Vrea să ne facă adevărați închinători ai Lui. Vrea să ne facă adevărați copii ai lui Dumnezeu, vrea să ne facă moștenitori, acolo sus, lângă Tatăl, nu în orice parte, chiar lângă Tatăl vrea să ne ducă pe toți, să avem parte de El. Și acum a zis, drept răspuns, Domnul Isus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sus mochin crezi lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Adevărat, adevărat, vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se. Și coborându-se peste Fiul lui Dumnezeu. Cine îl primește pe Domnul Isus, pentru el se deschide cerul. Ori de câte ori un copil al lui Dumnezeu își pleacă genunchii și, -și împreună mâinile și se închină înaintea lui Dumnezeu, se deschide cerul. Pentru că orice rugăciune a unui copil al lui Dumnezeu deschide cerul. Oricine are pe Domnul Isus, cum spune Sfântul Apostol Pavel în, 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 în epistola către Efeseni, ca Hristos să locuiască prin credință în inima voastră. Cine îl are pe Domnul Isus în inimă, pentru acela cerul se deschide. Îngerii știți cum se coboară și se urcă. Odată Iacob se întorcea de la Laban și a trebuit să rămână peste noapte în câmp să doarmă. Și nu avea ce să pună. Era în câmp, era vară, era noapte, era frumos. A luat o lespede, a pus-o căpătâi și s-a culcat pe ea. Era cea mai frumoasă catedrală, clădirea lui Dumnezeu. Și-a avut un vis și în visul acela a visat o scară, avea capul la cer și capul celălalt la pământ și pe ea se urcau și coborau îngerii lui Dumnezeu. Și Iacob s-a spus la trezit, sunt, zice, om păcătos, am văzut cerul deschis și îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se. Ei, dacă la ban, dacă Iacob l-a văzut atunci așa cu atât mai mult vor vedea copiii lui Dumnezeu pe îngerii lui Dumnezeu. N-am primit noi un înger la botez, n-am primit noi un înger la cununie, n-am primit noi un înger pentru casa noastră, îi vom vedea dacă ne se vor deschide ochii și prin ei îl vom vedea pe Domnul Isus. Fraților, este duminica începutului postului. Dacă postul acesta nu-l avem ca țintă, ca la el, ca din el să-l primim pe Domnul Isus, nu ne ajută la nimic, să știți. Ținta postului nostru e Domnul Isus. Ținta rugăciunii noastre e Domnul Isus. Ținta mântuirii noastre e Domnul Isus. Raiul. Să nu vă închipuiți că raiul este ceva inspirat din, Olimpii, din legendele Olimpului. Acolo erau câmpiile, Elizee, fel de fel de și seamănă mult, așa prin ce se mai spune, prin unele, s-a preluat de fapt în creștinism unele interpretări câmpie verde, cu lanuri, cu iarbă verde în loc de o dignă. Sunt niște expresii luate de acolo, dar raiul nu e așa. Raiul știi cine este? Însuși Domnul Isus. Cetatea noului Ierusalim, de care spune cuvântul lui Dumnezeu, care spune este El, însuși Domnul Isus e raiul. Cine l-a primit să știți că raiul nu începe după moarte. E acum, aici sau niciodată, Împărăția lui Dumnezeu, zice Sfântul Luca, nu este uit-o acolo, uit, -o colo, uit -o dincolo, uit -o știu unde, nu. Este unde? În lăuntru nostru. Nu-l căutați pe Dumnezeu în altă parte. Căutați-l în inima dumneavoastră. Dacă nu e acolo, nu mai îl căutați, că nu e. Dacă n-a ajuns să fie la inimioara noastră, nu-l mai căutați în odăițe ascunse, nu-l căutați în fel de fel de clădiri, nu-l vom găsi. Dar dacă-l vom căuta în inimă, cum a zis fericitul Augustin, că Dumnezeu e atât de mare că nu-L cuprinde nici cerul, nici universul, dar e atât de mic în încapă într-o inimă de copil. de a zis Dumnezeu, ta, Părintele nostru, Domnul Iisus mă scuza, zice, dacă nu veți fi asemenea copiilor, nu veți putea să intrați în Împărăția Lui Dumnezeu, adică o inimă ca inima unui copil. Domnul să ne ajute, să ne binecuvânteze, să-L avem pe Domnul Iisus, să gândim la Domnul Iisus, să-L cerem pe Domnul Iisus, să trăim cu Domnul Isus și, la sfârșit, să avem parte de El și de răsplata pe care o dă El tuturor celor care Îl iubesc pe El. Amin! din credincioși, înainte de a ne despărți, câteva anunțuri legate de programul Bisericii. Săptămâna viitoare e o săptămână mai încărcată. Miercuri, încărcată duhovnicește, frumoasă. Miercuri, dimineața care doriți să Sfânta Liturghie, de la șapte jumătate la Bisericuță, la Cimitir liturgia darurilor, joi este sărbătoarea Maicii Domnului, sărbătoarea Bunei Vestiri, vineri, așa cum știți, este Sfânta Liturghie, sunt dezlegările mari și Sfântul Mazul, începând de la ora 2, 2 jumătate. Sâmbătă, care încă nu v-ați adus pomelnicele pentru cei adormiți, faceți un efort și aduceți-vi ca să putem să-i pomenim tot postul acesta și să ne ajute Dumnezeu ca în fiecare săptămână 40 de trepte, așa să le urcăm, și la ultima să ajungem la slăvita înviere. Cum știți, duminica aceasta este duminica ortodoxiei, duminica dreptei credințe. Ea a fost pusă de către Sfinții Părinți pe la anii 800 și ceva, când a fost biruită erezia iconoclaștilor. O sută de ani biserica lui Dumnezeu era văruită, cum au turcii moscheile lor. Nu mai era nimic. Că venise o rătăcire în biserică, că spuneau că icoanele sunt idoli. Păi cum să fie icoana idol? Ce noi ne închinăm la lemne, la trestii, la argin, la aur? Nu! Icoana nu este un idol. Icoana e decât o fereastră către cere, este o reprezentare prin care noi ne gândim, de exemplu, cum spunea Părintele, ce te uiți la Sfânt Părintele Nicanor, te uiți la Sfântul Gheorghe și îl vezi cu lancea în mână și balaurul și te gândești, uite, așa biruiești Sfântul Gheorghe pe balaur, așa să biruiești o păcatul, te uiți la Maica Domnului și te aduci aminte că e măicuța Domnului, se roagă pentru tine și privind la ea îți deschizi privirile către împărăția lui Dumnezeu, către ceruri. Astea sunt sfintele icoane. Și atunci, în prima duminică a Postului Mare, după sinodul al șaptelea, s-a dat hotărârea aceasta ca sfintele icoane să fie puse în biserică din nou. Înainte nu exista catapeteasma, peretele acesta de icoane, cum iau Romano-Catolicii, a fost înainte altarul. Și atunci a pus două icoane, una în stânga și una în dreapta, cu măicuța Domnului și cu Domnul Isus. Și cu timpul mai a pus câte una și câte una, și așa a apărut catapeteasma în cultul nostru creștin ortodox, ca expresie a biruinței adevărului lui Dumnezeu de la Sinodul al VII-lea. De aceea avem datoria ca în casele noastre să păstrăm chipurile sfinte, noi nu ne închinăm. Pentru că în Biserica Ortodoxă lucrurile sunt foarte clare. Lui Dumnezeu ne închinăm, ca așa spunem, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pe Maica Domnului o supravenerăm, venerăm, icoanele, moaștele, lucrurile sfințite, le cinstim. De aceea se numește cinstirea icoanelor, nu închinarea icoanelor, că și atunci când te închini, tot așa zice în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Ducte, închin lui Dumnezeu, că zice minunat este Dumnezeu întru Sfinții Lui, prin Sfinții Lui este Dumnezeu minunat. De asemenea, la Duminica Ortodoxiei, întotdeauna se face timp de trei săptămâni, o colectă națională, este încă din vremea Patriarhului Miron Cristea înființată această colectă, ca din banii aceștia să fie ajutate bisericile, neajutorate sau comunitățile ortodoxe care au anumite probleme. De aceea, îndrăznim să facem apelul acesta la fiecare dintre dumneavoastră. O să circule un coșuleț, fiecare, după puterea lui, după dragostea lui, după cât îl lasă inima, să strângem acest fond central misionar care să îl trimitem mai departe către superiorii noștri. Vă mulțumesc frumos pentru răbdare, pentru dragoste, pentru că răbdați nu e ușor să stai atâtea ore cu o mască la gură, dar sunt în credința cu, uite, de când suntem în biserică? Din luna, cred că până la 1 octombrie așa am început să facem, s-a îmbolnăvit cineva aici? Nu s-a îmbolnăvit nimeni, să știți. În biserică nu ne îmbolnăvim niciunul. Respectăm regulile, respectăm așa cum trebuie, ne igienizăm și o să vedeți că ne păzește Dumnezeu de nu să plece nimeni de aici decât curățit, tămăduit și sfințit prin tainele lui Dumnezeu. După amiază la trei fără un sfert, vă aștept la Sfânta Adunare a Domnului ca să ne bucurăm de Cuvântul Domnului. Și acum ne ridicăm la rugăciune. De Acum, da. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită cine izbăvește de cel viclean. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că l-ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși de acum și până în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea e Tatăl, scăparea mea e Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, prea Sfântă treime mărire ție. Domnului să ne rugăm! Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, unul născut Fiule și cuvântul Tatălui, care ai rupt toată legătura păcatelor noastre prin patima Ta și ai suflat în fețele Sfinților Apostoli și le-ai zis, luați Duh Sfânt, cărora aveți ierta păcatele, iertate vor fi și cărora le veți sine, ținute vor fi. Tu, Stăpâne, prin Sfinții Tăi Apostoli, ai dărui și preoților, care slujește le sfinte în Sfânta Biserică, să ierte păcatele pe pământ, să lege și să dezlege toată legătura nedreptății, deși acum te rugăm pentru frații și surorile noastre care sunt de față, dă-le, Doamne, mila Ta, rupe de la ei orice legătură este asupra lor, de blesteme, de lucruri necurate, curățește iartă-i, dezleagă-i pe ei și orice au vorbit din neștiință sau nebăgare de seamă, sau dacă din a lor slăbiciune sufletească au lucrat, Doamne, cel ce știi neputin să omenească ca un bun și iubitor de oameni stăpân, toate păcatele cele de voie și fără de voie iartele lor, că Tu ești Dumnezeul nostru și ție mărire, îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slăvit să fie Domnul Isus. Cei care doriți să vă împărtășiți, mai ales cei care țineți tot postul, cei care nu pot și care au neputințe, le-am spus, v-am dat dezlegare pentru lactate, în afară de luni, miercuri și vineri. Cât de bonlavi am fi lunea, miercurea și vinerea, cei care aveți boli și suferințe, căutați să țineți postul măcar în postul acesta. Ceilalți care sunt însănătoși și care doriți să țineți postul negru vinerea, apropiați-vă în fiecare vinere de Sfintele Taine. Primiți-l pe Domnul Isus, că uitați-vă ce e în lume. Nu rămâneți departe de Mântuitorul. Suntem păcătoși, într-adevăr. Eu sunt primul. Eu mă recunosc primul dintre păcătoși, dar toți avem nevoie de vindecare și singura noastră vindecare este numai în sângele Domnului Isus Hristos. Postiți, rugați-vă după putere, cum puteți fiecare. Dumnezeu nu cere imposibilul de la noi, dar acel cum spune acolo, un grăunte de muștar, de credință, dacă este, cu ea veniți în fața Sfântului Altar ca să luați tămăduire de la Domnul.